Bun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice la clasa a șaptea, în care vă propun să învățați operațiile tehnologice de realizare a unui produs din materiale metalice. Resursa vizează competențele specifice 1.1 și 2.1. Operațiile tehnologice sunt operații de pregătire, de prelucrare, de finisare. Operațiile de pregătire sunt curățarea, îndreptarea, trasarea. Îndepărtarea ruginei și a altor impurități se face prin metode mecanice, termice, chimice. Atenție! Rugina se mătură, niciodată nu se îndepărtează prin suflare. Metoda de îndreptare și uneltele folosite se aleg în funcție de semifabricat și deformările acestuia. Îndreptarea se face prin batere, iar la îndreptarea tablei se folosește de obicei ciocanul de lemn. Pentru trasare se folosesc unelte care lasă semne pe material, cum sunt zgârieciul, acul de trasat, punctatorul și altele. Operațiile de prelucrare sunt debitarea, îndoirea, găurirea, pilirea, polizarea, forjarea, filetarea. Debitarea sau tăierea se poate efectua prin tehnici tradiționale cu dalta și ciocanul. Pentru tăierea tablei se folosesc foarfece de diferite tipuri, dar și diferite tipuri de ghilotină. În acest caz, operația de tăiere se realizează prin forfecare. Pentru tăierea țevilor și a diferitelor profiluri se folosește fierăstrăul manual sau mecanic. Fierăstrăul mecanic însă poate fi folosit doar de personal calificat, echipat corespunzător cu echipament de protecție. Îndoirea se poate efectua cu ciocanul prin batere, folosind anumite șabloane sau chiar marginea menghinei. Urmăriți cum îndoaie o tablă pe care o va folosi apoi pentru a fi atașată ca și coadă la un făraș realizat artizanal din tablă reciclată. Acum este aproape gata și va fi atașată la făraș. Pentru obținerea unor elemente uniform îndoite, se folosesc șabloane, iar semifabricatul se poate îndoi manual sau cu ajutorul unor dispozitive mecanice. Găurirea se efectuează cu burghiul acționat de mașina de găurit. Aștile se îndepărtează doar prin măturare. Pentru pilire, semifabricatul sau obiectul trebuie să fie bine fixat în menghină. În funcție de forma suprafeței pilite, pilele au secțiuni diferite. Scanați codul QR și urmăriți filmul pentru informații detaliate despre polizare. Forjarea constă în încălzirea materialului de prelucrat pentru ca deformarea să se facă mai ușor, fără fisuri sau crăpături.
Materialul este încălzit până la incandescență. Realizarea filetului exterior pe tija unui șurub se face cu ajutorul filierei, iar pentru filetul intern pe piuliță se folosește tarodul. Obținerea unor forme în materiale compacte se realizează prin strunjire la strung. Prin sudare se îmbină nedemontabil piesele din materiale metalice. Operațiile de finisare sunt variate, însă amintesc aici șlefuirea și lustruirea. Scanați codul QR pentru a obține detalii despre șlefuire. Lustruirea cu ajutorul pastelor abrazive se practică în ateliere, dar și în bucătării. Sunt convinsă că știți cum se lustruiesc obiectele din inox. Observați imaginile care vor urma. Răspundeți în scris, pe caiete, la aceste cerințe. Un acoperiș pentru fântână, fărașul, o bicicletă, un gard și o poartă de fotbal. Și aici avem un gard din fier forjat, așa cum este cunoscut. Mult succes!